Povestea viteazului Codruț de Mihail Enache. A fost odată de mult, când purcelul trăgea la plug și umbla potcovit cu potcoave de aur, un împărat și o împărăteasă. Împărăția lor se întindea peste ținuturile plugarilor, ale pădurarilor, ale mocanilor, ale piticilor și a broaștelor țestoase. Împăratul Barbă Albastră și soția sa Măr Copt își doreau tare mult un copil. Dădură sfoară în țară despre dorința lor. Un bătrân din ținuturile pădurenilor aduse la palat un boboc de floare și zise împărătesei: "Acest boboc de floare este floarea dragostei. Am cules-o de pe stâncile munților. Puneți acest boboc de floare lângă patul înălțimii voastre și când bobocul se va deschide, veți avea un fiu." Și așa se și întâmplă. Împărăteasa născu un băiat cu părul negru ca pana corbului și ochii albaștri ca cerul senin, pe care l-au numit Codruț. Anii treceau și copilul creștea într-o zi cât într-o lună. Deveni un voinic zdravăn, isteț, harnic, viteaz și neînfricat. Dar iată că asupra împărăției se abătu o mare nenorocire. La marginea de răsărit a împărăției, unde se întindea marea cea mare, apăruse din străfundurile ei o fiară, care cu răsuflarea ei rece îngheța totul în cale. Ținutul plugarilor și al pădurenilor era acoperit cu un strat gros de zăpadă. Mocanii plecau în spatele munților pentru a-și feri turmele de suflarea cea rece, pe care au numit-o crivăț, adică strigătul rece al fiarei. Împăratul trimise armata să omoare fiara, dar soldații fură neputincioși transformați în sloiuri de gheață și muriră degerați. Într-o zi, veni la palat un bătrân mocan, ce cobora din țara de piatră, de dincolo de munți, și spuse împăratului: "Fiara asta nu poate fi înfrântă decât de Codruț, cu puterea ochilor săi și cu ajutorul cerbului fermecat." "Dar unde poate fi găsit cerbul fermecat?" întrebă Codruț, care era de față. "Mergi în ținutul piticilor verzi și ei îți vor spune, căci numai ei știu." Codruț se pregăti de drum, încălță cizmele din piele de căprioară, își puse la brâu paloșul bunicului său, luă traista cu merinde, încălecă pe calul sur și porni către soare răsare. De cum ieși pe poarta palatului, simți răcoarea vântului cel rece, suflarea fiarei ce venea dinspre răsărit. Cojocul său din blană de urs și căciula sa țuguiată din piele de oaie îl ferea însă de frig. Merse ce merse pe drumul troienit de zăpadă și când se apropie de dealurile acoperite de păduri întinse, la hotarul ținutului pădurenilor, lângă un fag bătrân, găsi o pasăre aproape moartă de frig. O luă și o vârî în sân sub cojocul său de blană și porni mai departe. Mergând el așa la drum, auzi deodată pasărea vorbind: "Om bun, mulțumesc mult că m-ai salvat. Când ajungi în pădurea cea deasă, rogu-te, dăm drumul." Când Codruț ajunse în pădurea cea deasă, scoase pasărea din sân și o puse în podul palmei, așteptând să-și ia zborul. Pasărea grăi atunci: "Smulge o pană din coada mea și când vei avea nevoie, flutură pana și voi fi la tine cu tot neamul meu, căci eu sunt regina păsărilor și te voi ajuta așa cum m-ai ajutat și tu." Codruț făcu precum îi spuse regina păsărilor și când pasărea își luă zborul, puse pana în buzunarul cojocului și porni mai departe. Pe drum, într-o poiană, dădu peste o colibă. Descălecă, priponi calul de un ciot și, așezându-se să se odihnească, auzi un geamăt slab ce venea din colibă. Se duse la ea, împinse ușor ușa și intră înăuntru.
Acolo, pe un pat de lemn, zăcea o bătrână, acoperită cu o cergă și cu glasul stins îl rugă. De ești om bun, adu niște vreascuri și fă focul în vatră, căci frigul mă doboară. Codruț dădu fuga în pădure, aduse un braț de vreascuri și făcu focul în vatră. Mai târziu, când camera se încălzi destul de bine, bătrâna coborâ din pat și zise flăcăului: puterile m-au lăsat și frigul acesta m-a prins fără lemne. Omătul e mare și nu mai pot merge după vreascuri în pădure. Codruț luă o secure, se duse în pădure, doborâ câțiva arbori, îi trase cu calul său în bătătura colibei, le sparse și le făcu grămadă lângă colibă. Bătrâna pregăti o supă caldă cu crumpene și pregăti de culcare lui Codruț în camera de oaspeți. Dimineața, Codruț se duse din nou în pădure, mai aduse niște copaci, îi tăie și așeză lemnele lângă colibă. Se duse apoi la izvor, îl curăță de ghețuri și deschise prin zăpadă o potecă de la aceasta la colibă. Își hrăni calul cu ovăz și se pregăti de drum. Ai grijă, pădurea e mare, în pădure sunt fiare sălbatice și elele pădurii cutreieră noaptea de sișurile. Ia această nucă și la primejdie sparge-o. E o nucă fermecată, mi-a dat-o un bătrân om al pădurii. Poate-ți va fi de folos la nevoie. Codruț sărută mâna bătrânei, îi mulțumi și, urcându-se în șa, porni la drum. Merse ce merse și se afundă tot mai mult în pădurea ce devenea tot mai întunecoasă. Mergând așa pe cărările pădurii, îl prinse noaptea. Legă calul de un cleant, căută un copac cu scorbură și se vârâ în ea să adoarmă. Nu apucă să ațipească, că o haită de lupi începu să-i dea târcoale. Ieși repede afară, trase paloșul și păli pe primul lup care se apropie. Dar haita era mare. Atunci Codruț se gândi că nu-i va putea face față. Scoase nuca primită de la bătrână și o sparse. Se făcu atunci un cerc de lumină în jurul locului unde sta el cu calul său. Lupii speriați de lumină o rupseră la fugă. Codruț se culcă în scorbura copacului și a dormit liniștit, apărat de cercul de lumină care persistă până la ziua. La răsăritul soarelui, fu trezit de nechezatul calului, care se bucura că lumina soarelui lua locul întunericului nopții. Codruț încălecă și porni din nou la drum. Pe la prânz, zări într-o poiană la marginea unei ape o casă de gospodar, om al ținutului pădurenilor. Acesta îl primi cu bucurie și îl întrebă de cum trecu pragul casei sale. Încotro, prințe, o apucaș așa cu noaptea în cap. Codruț îi povesti despre venirea bătrânului la curtea împărătească și rostul călătoriei sale. Apoi, domnule dragă, spuse pădurarul, se vede treaba că, necunoscând tainele pădurii, ai cam greșit drumul, urcând spre soare apune și nu spre soare răsare. Trebuie să urci spre țara de piatră, unde se găsește ținutul mocanilor. Dar nu-i bai, prințe! Mâine dimineață o să-ți dau o călăuză să te însoțească pe drumul cel bun. Pădureanul îl ospătă cu supă de cocoș de munte și friptură de căprioară. Îl găzdui peste noapte și a doua zi îi spuse: sunt multe primejdii din pădure. Trebuie să ocolești poiana ielelor, bârlogul urșilor și valea lupilor. Fiul meu Petruț te va călăuzi să ajungi în valea cerbilor, unde drumul este sigur și urcă spre ținuturile mocanilor. Codruț mulțumi și, încălecând calul său sur, fu gata de plecare. Pădureanul îi dădu în dar o ghioagă din lemn tare de corn, ghintuită cu cuie, să-i fie de folos în lupta cu fiarele.
porni la drum în trap mărunt, urmându-l pe Petruț, care călărea înainte pe un cal mărunt de munte. Trecuse de amiază când au ajuns în Valea Cerbilor. Codruț mulțumi călăuzei sale și, după ce se despărțiră, o luă în sus către poienile mocanilor. Când tocmai se îngâna ziua cu noaptea, ieșind din pădure, la adăpostul unor stânci descoperi o stână de oi. Fu primit cu bucurie și ospătat cu brânză și lapte proaspăt, caș și urdă cu mămăligă caldă. Seara, în jurul focului, se strânseseră mocanii să asculte ce le povestea prințul, care le explică ce motiv îl adusese pe aceste meleaguri și cum străbătu ținutul pădurenilor. Baciul cel bătrân, când Codruț termină de povestit, spuse: și noi am simțit suflarea rece a fiarei, de aceea ne-am retras aici, în țara de piatră, la adăpostul stâncilor, unde frigul nu este așa puternic. Dar iarba e puțină și oile nu prea sunt hrănite. Trebuie să ucizi această fiară. Rămase peste noapte la stâna mocanilor. A doua zi, baciul cel bătrân îi mână un fluier și îi spuse: acest fluier este păstrat de noi din moș strămoș. El te apără de farmece și poate dezlega farmece. Ia-l cu dumneata, prințe, că poate îți va fi de folos. Ca să ajungi în ținutul piticilor verzi, apucă pe cărarea aceea care începe de sub stânca dinspre răsărit. La scurt timp vei întâlni o apă caldă. Mergi pe firul apei și vei ajunge în defileul dragonului. Acolo locuiesc piticii verzi. Codruț mulțumi, își luă rămas bun de la mocani și porni mai departe. Ajunse la apa cea caldă și porni în sus, intrând în defileul dragonului. O groază de pitici verzi roiau în jurul lui, ținându-se însă la distanță. Descălecă, priponi calul de un pin scund, se așeză pe o buturugă pe malul apei și, scoțându-și câteva merinde din torbă, începu să mănânce, privind cu blândețe la pitici. Observa că piticii locuiau de o parte și de alta a râului, în grote săpate în stâncile de calcar ce străjuiau defileul. Văzând că au de-a face cu un om pașnic, un pitic bătrân, cu barba până în pământ, cu pielea verde, îmbrăcat cu o haină roșie, pe cap având o scufiță la fel de roșie, se apropie de Codruț și îi spune: ce vânt te aduce pe la noi, voinicule? Sunt în căutarea cerbului fermecat, răspunse Codruț. Dar ce treabă ai cu el? Îl întrebă piticul. Atunci Codruț povesti piticilor despre fiara ce apăruse la marginea de răsărit a împărăției. Da, zise piticul, am aflat despre această nenorocire ce pe noi ne-a ocolit, datorită râului cald și a defileului adânc. Te vom ajuta să-l găsești, căci noi știm unde se află, dar avem și noi nevoie de ajutorul tău. Cu mulți ani în urmă, prin defileu nu curgeau decât apele adunate de ploi. Intrarea dinspre răsărit era păzită de un dragon. A venit însă piazarea și dragonul a căzut de pe stânci. În locul în care a murit, s-a pornit un izvor de apă caldă care, ieșind din adâncuri, a format acest râu cald ce străbate azi defileul. Înainte, noi puteam să trecem dintr-o parte în alta. Acum trebuie să ocolim pe sus, pe la izvor, sau să trecem prin apă, riscând a ne înneca. Ajută-ne să construim un pod la mijlocul defileului. Cu dragă inimă, spuse Codruț. Îl poftiră într-o grotă mai mare și îl așezară la masă. Îl ospătară cu fructe de pădure, carne de guguștuc și ouă de câță. Apoi îi făcură un așternut de frunze și flori. Dimineața când se sculă, Codruț luă calul de căpăstru și se duse la marginea defileului.
tăie niște brazi înalți și îi trase cu calul la mijlocul defileului. Când socoti că are destul lemn, se făcuse deja amiază. Dădu drumul calului să pască și fu din nou ospătat de pitici. Apoi tăie lemnele pe dimensiuni, le sortă și le făcu rosturi de îmbinare. Când a doua zi răsăriră primele raze ale soarelui, se apucă să construiască podul, îmbinând cu măestrie lemnele. La ora prânzului, mâncă în fugă câteva pulpe de mierlă și odată cu apusul soarelui, podul fu gata. A treia zi se pregăti de plecare. Piticul cel bătrân îi spuse: dincolo de izvorul cald, urci stâncile galbene și ajungi în poiana izvorului rece, de unde curge spre răsărit râul Repede, pe care noi l-am numit Streiul. Mergi pe dreapta Streiului până ajungi la ținutul broaștelor țestoase. Trecând dincolo de lacuri, vei da de crângul de mesteacăn. Acolo vei găsi cerbul fermecat. Ai însă grijă să te ferești de vulturul pleșuv, ce șare cuibul pe stâncile galbene. Are putere de farmece. Codruț își lua rămas bun și porni la drum. Trecu de izvorul cald, urcă stâncile galbene și ajunse la izvorul rece. Aici, cocoțat pe o stâncă, un vultur pleșuv, care uitându-se la Codruț, zise: aici, în ținutul stâncilor galbene și a izvorului rece, eu sunt stăpân. Pentru că ai intrat în împărăția mea, vei rămâne robul meu. Dacă nu te vei supune poruncilor mele, te voi transforma într-un peștișor și te voi arunca în pârâu. Du-te și adu-mi apă dintr-un căuș de aur. Codruț zise liniștit: de unde să iau eu căuș de aur? Că apă nu mi-e lene să-ți aduc, dacă ești așa de însetat de nu vrei să te deplasezi singur. Te privește, zise vulturul. Aștept până ce soarele va fi deasupra capului tău. De nu, peștișor vei fi tot restul vieții. Codruț se duse la izvor, scoase fluierul fermecat primit de la mocani și începu a doini. Când soarele ajunse deasupra capului, vulturul veni și de sus de pe stânca de la poalele căreia se afla izvorul, zise: unde-i căușul de aur? De unde să-l iau? Zise Codruț, care punând fluierul la gură, continua a cânta. Atunci vulturul zise: fă-te peștișor, nemernicule! Văzând vulturul că vraja nu are efect, plezni de ciudă și fulgii i se împrăștiaseră în jur. De atunci, stânca ce străjuiește izvorul rece se numește Stânca Vulturului. Codruț își puse fluierul la brâu, încălecă și porni la vale. Ajungând la lacuri, în ținutul broaștelor, trecu peste ghețuri și ajunse la crângul de mesteceni. Legă calul de un pom și se așeză pe o buturugă, gândind unde poate găsi cerbul. Stând așa el, numai ce simți în spate o răsuflare caldă. Codruț se întoarse și văzu în spatele său cerbul fermecat care grăi. Știu că mă cauți. Da, zise Codruț. Vreau să mă ajuți să ucid fiara de la Marea cea Mare. Te voi ajuta, zise cerbul. Am să te duc acolo unde trăiește fiara și te voi apăra de suflarea ei rece. Să mergem, că nu trebuie să ne prindă noaptea. Lasă aici calul liber să pască și urcă pe spinarea mea. Codruț făcu cum i se spuse și cum ai clipit din ochi, cerbul îl purtă prin înaltul cerului până la Marea cea Mare. De cum descălecă, cerbul îi spuse: ai grijă să stai tot timpul cu fața la soare. Trebuie să ucizi fiara și apoi să o faci bucăți, căci dacă întunericul nopții o găsește întreagă, ea va învia.
Nu apucă cerbul să-i spună ce avea de spus, că însoțit de un vuiet năpraznic, din apa mării se ridica un animal cu solzi, având cap și labe puternice, o coadă lungă și o coamă spinoasă pe spate. Fiara trimise suflarea ei rece asupra lui Codruț, care simți cum sângele îi îngheață în vine, de parcă cojocul lui devenise un sloi de gheață. Aproape instantaneu, din spate, simți o boare caldă care îl readuse la viață. Învârti cu putere gheoaga de corn și păli fiara drept în creștetul capului. Uluită, fiara rămase o clipă pe loc, cu ochii la Codruț. Acesta privi drept în ochii ei bulbucați și fiara rămase împietrită pentru un timp scurt, în care prințul îi reteză capul cu paloșul. Când sângele începu a țâșni, se simți ridicat de cerbul fermecat care îi spuse: "Dacă sângele fiarei te atinge, vei muri îndată." Fiara căzu la pământ, iar sângele ei negru se scurgea în mare. Curse atât de mult sânge că apa mării deveni neagră. De atunci apa acestei mări este întunecată și marea se numește Marea Neagră. Când cerbul îl coborâ din nou pe pământ și îl lăsă pe loc uscat, ceva mai departe de leșul fiarei, Codruț scoase din buzunarul cojocului pana de la regina păsărilor și o flutură în vânt. De îndată se ivi regina păsărilor și, așezându-se pe umărul prințului, îl întrebă: "Cu ce te pot ajuta?" "Vreau ca din fiara asta să nu mai rămână decât oasele până la lăsarea nopții," spuse Codruț. Regina păsărilor bătu din aripi de câteva ori și un stol de corbi negri, uli și vulturi se repeziră la leșul fiarei și începură să ciugulească. Când noaptea începea să se lase încet peste întunericul nesfârșit al apelor mării, din fiară nu mai rămăseseră decât oasele. Cerbul îi aminti prințului că e timpul să se întoarcă. Și Codruț se trezi din nou în crângul de mesteceni. Cerbul îl duse pe Codruț la un rug de mure, unde era pregătit un pat de frunze, fân și calul sur al prințului care îl aștepta. Odată cu moartea fiarei, aerul începuse să se încălzească și zăpada dispăruse. "Odihnește-te acum și nimeni nu îți va tulbura odihna," spuse cerbul. De cum răsări soarele, pământul se încălzi, crângul și ramurile copacilor se îmbrăcară cu frunze. Când cerbul apăru, Codruț îi spuse: "Pentru că m-ai ajutat să ucid fiara, am să-ți cânt din fluier un cântec vesel din ținuturile mele natale." Duse fluierul fermecat la gură și începu să cânte o sârbă învățată de la țăranii ce veneau la castelul tatălui său cu diferite treburi. Dar nu apucă să scoată câteva sunete, că o minune se și întâmplă. Cerbul fermecat s-a transformat într-o fată frumoasă, cu părul negru, ochii mari migdalați. "Cântecul tău din fluier, cântat cu dor de casă, a rupt vraja ce mă cuprindea de atâția ani. Eu sunt fată de mocan. Am fost furată de ele și dusă la moma pădurii să-i fiu slugă. Pentru că m-am împotrivit, m-a transformat în cerb și, urmărită de lupi, am ajuns în acest crâng unde ei n-au cutezat să treacă lacurile. Broaștele țestoase și piticii cei verzi m-au ajutat să ajung acolo. Ești așa de frumoasă încât inima mea s-a aprins de dragoste. Vrei să-mi fii soție?" zise Codruț în culmea fericirii. "Da," zise fata, "cu dragă inimă. Ești viteaz, ager și neînfricat. Pe mine mă cheamă Mioara, căci m-am născut în ținutul mocanilor, într-o strungă de oi. Într-o zi, când pășteam un cârt de miei, la marginea pădurii am văzut spre mijlocul acesteia o lumină feerică
un dans al flăcărilor. Curioasă, am plecat într-acolo. Era o vraje a ierelor care m-au prins. E timpul să ne întoarcem acasă, spuse Codruț. O ajută pe fată să urce pe calul său sur, se înălță în șa și porniră la drum. Când ajunseră la lacuri, acestea erau dezghețate și pe maluri stăteau la soare o mulțime de broaște țestoase. De cum se apropiară, una veni înaintea lor și le spuse: Îți mulțumesc, voinice, că ai ucis fiara. Așa, căldura a venit din nou și a înmuiat ghețurile ce ne cuprinseseră sub ele. Pentru asta, vă vom ajuta să treceți peste lacuri. Dar cu un singur cal nu puteți merge repede. Zicând acestea, se dădu peste cap și apăru ca din pământ un cal alb cu șaua de aur și frâu de mătase. E darul nostru pentru tine, prințe, și mireasa ta, spuse țestoasa. Codruț o ajută pe mioara să încalece calul alb și după ce încălecă și el calul său, porniră să treacă lacurile pe podul făcut de broaștele țestoase cu carapacele lor. Ajunseră la pârâul rece, urcară la izvor și, trecând stâncile galbene, intrară în țara piticilor verzi. Aceștia tare se mai bucurară când aflară că vraja cerbului a fost ruptă de cântecul din fluier al lui Codruț și așa mioara era din nou liberă. Peste noapte, piticii verzi îi găzduiră, oferindu-le și un ospăț pe cinste din tot ce aveau ei mai bun. Dimineața, când totul era pregătit de plecare, piticul cel bătrân îi dădu lui Codruț un clopoțel de aur și îi spuse: Când faceți nunta, sună din clopoțel și vom veni și noi să vă dăm o mână de ajutor. Porniră în galop către ținutul mocanilor. La stâna de sub piatră rămăsesere doar bătrânii, care îi primiră cu mare bucurie. Ceilalți, spuse unul dintre ei, au coborât cu oile la vale, odată ce iarba a reînverzit. Stând ei așa de vorbă, mioara întrebă dacă mai știau ceva de părinții ei. O bătrână le spuse că ei au părăsit stâna de lângă Valea Cerbilor și au plecat în ținutul pădurenilor, de unde nu s-au mai întors. Mulțumiră pentru toate și se pregătiră din nou de drum. La plecare, un bătrân mocan le spuse: De mergeți acolo, aveți grijă să nu nimeriți din greșeală la bârlogul urșilor, să ocoliți Valea Lupilor și Poiana Ielelor. Coborâți pe Valea Cerbilor și apucați poteca din stânga de la bradul singuratic, ce se găsește la capătul văii, și țineți mereu către soare apune, având soarele în spate. Porniră în trap mărunt, coborâră în Valea Cerbilor și apucară pe poteca de care le spusese bătrânul mocan. Ea îi purta într-o pădure de fag, apoi pe sub poala unei păduri de stejar și îi scoase către seară la Poiana Mare, unde la marginea pădurii se afla coliba bătrânei pe care Codruț o ajutase. De cum sosiră, bătrâna se ivi în prag și cum dădu ochii de fată, se aruncă de gâtul ei și începu să plângă. N-am crezut că am să te mai văd vreodată, miorița mea, spuse printre lacrimi bătrâna. Mamă, mamă, scumpa mea mamă, zise la rândul ei mioara, unde-i tătuca? Atunci bătrâna le povesti cum după ce a dispărut mioara, auzind de la bătrân că probabil a fost furată de ielele pădurii, nădăjduind că într-o zi o minune le va da fica înapoi. Tatăl tău, zise ea mioarei, nu a mai putut rezista. L-a mistuit dorul și s-a prăpădit odată cu frigul ce s-a abătut asupra împărăției. L-am îngropat pe dâmbul acela de la poalele pădurii. Apoi mioara povesti mamei sale cum a fost furată de ele, adusă la muma pădurii și cum aceasta a transformat-o în cerbul fermecat. Farmecele mumii pădurii i-au schimbat înfățișarea, dar nu și căldura sufletului ei,
cu a cărei răsuflare l-a apărat pe Codruț de suflarea rece a fiarei. Codruț, luându-i mâinile și sărutându-i dreapta, spuse: „Dă-mi voie să cer mâna fiicei tale și să-ți spun și eu, mamă. Cu dragă inimă, căci tu ai salvat-o și ai desfăcut vraja. Se adăpostiră peste noapte în coliba de sub poala pădurii și a doua zi, Mioara și Codruț spuseră bătrânei: „Mamă, aici nu mai are niciun rost să stai. Te luăm cu noi la palat.” Și astfel porniră toți trei la drum. După ce ieșiră din ținutul pădurenilor, întâlniră plugarii pe câmp, care îi salutară cu bucurie. Sosind la palat, după o entuziastă primire, au și hotărât data nunții. Împăratul Barba Albastră și împărăteasa Măr Copt au invitat la nuntă atât pădurenii, cât și plugarii și mocanii. Și s-a pornit nunta mare. Codruț sună din clopoțelul de aur și piticii verzi se și înființară alergător la mesele întinse și pline de bucate. Plugarii au adus pâine, zarzavaturi și carne de vițel, pădurenii carne de urs, căprioară, fazan și porc mistreț, mocanii brânză, urdă, caș, unt, purcei de lapte, cârnați de capră și carne de oaie. Piticii verzi aduseră vinul vechi și bun, pe care acum îl serveau la mese. Codruț, fluturând pana, invită să le cânte la nuntă păsările pădurii. S-a încins o nuntă mare ca în povești, ce a durat o săptămână. Împăratul Barba Albastră le dădu ca dar de nuntă ținuturile pădurenilor, al mocanilor și piticilor verzi. Pădurenii le făcură în dar o casă trainică și călduroasă din lemn de stejar, meșterită de ei, cu camere spațioase și cerdac. Probabil și acum trăiesc acolo, în ținutul pădurenilor. Producător: Zoom Studio România. Scenografie și montaj: Doru Degeratu. Povestitor: Cecilia Chițan. Noapte bună, copii!